O companie de recrutare din Brașov selectează sudori, lăcătuși, electricieni, strungari, instalatori pentru instalații termice și sanitare calificați, dornici să lucreze în Germania. Candidații vor trebui să lucreze pe șantiere sau în uzine, în funcție de calificare, să citească planuri și desene tehnice și să execute lucrări specifice pe baza acestor desene. Persoanele vor lucra ca independente, făcând parte dintr-o asociație de muncitori din Germania. Totodată, o firmă germană a postat pe site-ul de recrutare ejobs.ro un anunț de angajare pentru muncitori în construcție în Germania. Pentru angajare este necesară experiență anterioară în domeniu. Vor fi avantajate persoanele care dețin permisul de conducere categoria B și autoturism. Salariul este cuprins între 1.000 și 1.500 de euro pe lună, conform contractului individual de muncă pe termen nedeterminat. O altă ofertă de muncă în Germania este pentru ingineri și tehnicieni electricieni, care ar urma să lucreze într-o companie din sud-vestul Germaniei, cu peste 2.000 de angajați. Jobul constă în reparații și serviciul sistemelor electrice. Candidații interesați trebuie să fie absolviți studii în ingineria electrică sau în domenii conexe. Se cere și bune abilități de operare a calculatorului. Salariul final va fi negociat în urma interviului.